Începând cu data de 14 iunie până la sfârșitul lunii la sediul Direcției pentru Tineret a județului Dâmbovița se fac înscrieri la concursul local de proiecte pentru tineret. Competiția își propune să financeze acele acțiuni de tineret ale organizațiilor neguvernamentale, ce au perioada de desfășurare între 4 august și 1 decembrie. Concursul se va desfășura în luna iulie. Pentru anul 2010, în conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, s-a aprobat metodologia de finanțare a proiectelor locale de tineret. Avem planificat organizarea concursului în perioada 1-a, 15-a. Bugetul alocat pentru concursul local de proiecte de tineret este de 6.000 de lei, iar proiectele vor trebui să urmărească creșterea participării tinerilor la viața societății, dar și reducerea factorilor de risc care conduc la marginalizarea și excluderea socială. Un singur proiect va putea câștiga această finanțare? Da, un singur proiect sau dacă sunt, ținând cont că avem o valoare stabilită, este vorba de o sumă alocată de 6.000 de roni, dacă sunt două proiecte de valoare mai mică, trebuie să mergem până la acoperirea sumei. Anul trecut, concursul a fost câștigat de Societatea Astronomică Română de Meteori, singura organizație care a depus un proiect.